Bună ziua! Integrarea europeană reprezintă drumul cel mai scurt spre bunăstare pentru toți cetățenii țării. Așa cum spunea la un moment economistul șef al Băncii Mondiale, Europa a inventat o mașină de convergență care transformă țările sărace în țări cu venituri mari. Procesul de integrare europeană este un proces de transformare a societății, un proces în care condițiile de viață ale oamenilor, zi de zi, pas cu pas, se apropie de și într-un final converg cu standardele europene. Standardele de viață europene înseamnă justiție, înseamnă stat de drept, înseamnă respectarea drepturilor și libertăților tuturor oamenilor, înseamnă salarii și pensii mari, înseamnă protecție socială pentru oamenii vulnerabili. Înseamnă toate lucrurile care fac viața noastră bună. Prin acțiunile sale irresponsabile, această guvernare a îndepărtat Republica Moldova de Uniunea Europeană. Această guvernare a înrăutățit dramatic dialogul politic cu instituțiile europene și a lipsit cetățenii Republicii Moldova de asistență financiară. Mai mult, manipularea constantă din partea regimului corupt, prin care se prezintă drept forță europeană, a discreditat, într-o anumită măsură, parcursul european și a redus sprijinul cetățenilor pentru integrarea europeană. Blocul acum este unica forță credibilă care poate fi garantul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Pentru noi nu există altă cale de dezvoltare a țării decât cea bazată pe principiile europene. Blocul acum își asumă implementarea plenară și responsabilă a tuturor angajamentelor asumate în cadrul acordului de asociere și va depune eforturi susținute pentru a avansa în procesul de integrare europeană. Astfel încât până în anul 2023 să îndeplinim toate condițiile din perspectiva celor două criterii majore de aderare, și anume instituții democratice și economie de piață funcțională. Cum vom asigura îndeplinirea criteriilor economice? În primul rând, prin asigurarea stabilității economice, macroeconomice și responsabilității fiscale. Prin construirea unui sistem bancar sigur și robust. Prin creșterea competitivității producătorilor moldoveni, astfel încât aceștia să poată să beneficieze plenar de piața europeană. Prin asigurarea regulilor de joc în afaceri, prin stimularea concurenței oneste, prin eliminarea monopolurilor și aranjamentelor de cartel. Noi ne obligăm să restabilim relațiile cu Uniunea Europeană și să obținem asistența financiară suspendată în primele 3 luni de guvernare. Noi ne asumăm angajamentul să îmbunătățim relațiile cu Uniunea Europeană și să obținem asistență financiară în volum mult mai mare, astfel încât aceste resurse să poată să fie investite în proiecte sociale, în proiecte de infrastructură, în proiecte pentru dezvoltarea antreprenoriatului, în proiecte pentru dezvoltarea proiectelor la nivelul administrației publice locale, în domeniul consolidării independenței și profesionalismului instituțiilor publice.